Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, iată care sunt știrile ediției. Creștinii ortodoxi au sărbătorit astăzi izvorul tămăduirii. Privatizarea CET-ului din nou motiv de dispute. România pe locul 4 la concursul Robo Challenge de la Viena. Poții au ajuns să fure împrejmuiri la puțurile de apă. Dă liber mai multor jucători. Sărbătoarea din vinerea săptămânii iluminate, izvorul tămăduirii, reprezintă praznicul închinat Maicii Domnului, menit să arate rolul Sfintei Fecioare în mântuirea oamenilor. La Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, giurgiuvenii au participat astăzi la Sfânta Liturghie și la slujba de sfințire a apei pentru aghiasma mică. La Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, mulți giurgiuveni au fost prezenți la Sfânta Liturghie, săvârșită cu prilejul izvorului tămăduirii, sărbătoare închinată Sfintei Fecioare pentru rolul ei în mântuirea omenirii. Potrivit tradiției, Leon, ajutat de Maica Domnului, descoperă apa tămăduitoare care va potoli setea și va reda vederea bătrânului care îi solicitase ajutorul viitorului împărat. Izvorul tămăduirii reprezintă cea mai mare sărbătoare de după Paști și are loc tot timpul în vinerea din săptămâna luminată. La această sărbătoare se face amintire despre o minune ce s-a întâmplat în timpul împăratului, viitorului împărat bizantin Leon, cel care a descoperit în pădurile de lângă Istanbulul de astăzi, Constantinopol de altă dată, un izvor tămăduitor, ca de altfel și alte izvoare pe care le mai avem și noi în țara noastră. Acest izvor miraculos a vindecat în primă instanță ochii unui orb și a fost descoperit la apariția Maicii Domnului, cea care l-a îndemnat pe Leon să meargă și să caute acest izvor. Cu prilejul sărbătorii, din prima vinere de după învierea Domnului, are loc și slujba de sfințire a apei pentru aghiazma mică. Care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Atunci, Haam, prea Sfântului de viață, Dumnezeului totul care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Această sărbătoare ne aduce aminte despre faptul că Maica Domnului este cea care este cu adevărat numită izvor de binecuvântare pentru noi. De aceea, astăzi, la izvorul tămăduirii, s-a sfințit aghiazma pe care noi creștinii o primim cu mare dragoste și cu multă credință, pentru că această apă binecuvântată este cu adevărat tămăduitoare și ne este de folos sufletesc și trupesc. După sfârșitul slujbei de sfințire a apei, giurgiuvenii și-au luat aghiazmă într-o manieră destul de civilizată, fără să se înregistreze evenimente nedorite. După ce DNA-ul a cerut Consiliului Județean Giurgiu documentele legate de privatizarea CET-ului în 2010, a fost reluată și o parte din speculațiile care au apărut și în acea perioadă. Întâmplător sau nu, acuzațiile apărute pe câteva publicații online se îndreaptă către fostul președinte al Consiliului Județean, Dumitru Beianu. Dumitru Beianu a susținut astăzi o conferință de presă în care a făcut mai multe precizări cu privire la privatizarea CET-ului. În primul rând, el a reamintit de faptul că privatizarea a fost singura soluție pentru ca giurgiuvenii să nu rămână fără căldură, dar și pentru păstrarea noii centrale pe gaze în patrimoniul comunității. Obiectivele declarate fiind găsirea unui investitor privat care să ne ajute să asigurăm căldură orașului în fiecare an, în condițiile în care guvernul Boc n-a avut niciun moment intenția de a ajuta autoritățile locale și implicit comunitatea din Giurgiu. Și al doilea obiectiv declarat, aproape la fel de important, a fost să scoatem din patrimoniul societății, de sub presiunea celor 88 de milioane, nu mai țin aminte cifra, bănuiesc exactă, a reprezentând datorii la bugetul de stat și diversi alți creditori, da? Și să introducem aceste bunuri în domeniul public,
al județului sau, cum se întâmplă acum, al municipiului, astfel încât să fie ferite de acțiunea oricărui creditor. Deși organele de anchetă nu îl acuză, Dumitru Beanu a clarificat și problema legată de valoarea privatizării, aceasta pentru a răspunde tot unor speculații apărute online. Dar în orice moment, un creditor cu argumentele legale la îndemână putea să cumpere capacitățile de producție energie termică, să le taie, să le ducă la fier vechi, să recupereze măcar o parte din pagubă, fără să intereseze pe cineva soarta orașului. Da? Deci acestea au fost auspiciile. Că suma e ridicolă, spunem acum, la 20 de grade. Suma pentru privatizare n-a reprezentat niciun moment o prioritate. Așa am spus de fiecare dată și au fost 3 licitații, nu una. 3. La prima și la a doua n-am avut niciun ofertant. Dacă era o sumă ridicolă, se îmbulzeau cei care știu să facă afaceri. Nu în ultimul rând, Dumitru Beanu a arătat că fostul primar Lucian Iliescu nu a avut nicio implicare în privatizarea CET-ului. De asemenea, informația cu privire la achiziționarea de cărbune de către Consiliul Județean s-a dovedit falsă. Nici vorbă de influență asupra unor consilieri. Mi-aduc aminte că și consilierii opoziției au votat nu de puține ori hotărârile de Consiliu care erau legate de acest subiect. Dacă are cineva, domn Diaconescu, informații despre consilieri asupra cărora s-a făcut presiuni, vă rog eu foarte mult. Mergeți la DNA și spuneți. Nu lăsați lucrurile așa, că sunt grave. Dar voiam să mă mai am o singură informație despre. Consiliul Județean n-a cumpărat în mandatul meu și din ce știu nici ulterior, niciun gram de combustibil. Nici la suprapreț, nici la subpreț. În fiecare an, această obligație a revenit societății care au avut în permanență o conducere și care sunt convins că poate da orice lămuriri. Privatizarea CET-ului a fost făcută prin vânzarea pachetului de acțiuni al societății comerciale Uzina Termoelectrică Giurgiu. La vremea respectivă, prețul a fost de 217 miliarde lei vechi, dar firma care a preluat centrala și-a asumat și datoriile vechi ale CET-ului în valoare de peste 880 de miliarde de lei. Părinții care refuză vaccinarea copiilor ar putea fi sancționați dacă oficialii din Ministerul Sănătății iau în considerare modelul altor state. Această măsură este analizată în cadrul proiectului legii vaccinării, la care ministerul lucrează în momentul de față, în contextul în care există o campanie agresivă antivaccinare. Ministerul Sănătății pregătește un proiect de lege a vaccinării în urma campaniei agresive antivaccinare care există în prezent. Acoperirea vaccinală în România este sub nivelul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru boli precum difteria, tetanosul, rujeola, rubeola, oreionul și hepatita B, cauza principală fiind refuzul vaccinării. Încă nu este clar ce fel de sancțiuni s-ar putea aplica părinților care refuză să-și vaccineze copiii, însă la elaborarea proiectului, specialiștii au în vedere legislația specifică din state precum Franța, Germania sau Polonia. Multe dintre mamele din Giurgiu nu sunt de acord cu impunerea vaccinării celor mici și spun că este dreptul lor să aleagă în privința copiilor. Nu sunt de acord pentru că fiecare părinte are dreptul să decidă în privința copilului său. Eu personal l-am vaccinat pe fiul meu și nu regret, dar fiecare are dreptul să facă ce vrea. Nu e tocmai ok, atâta timp cât, nu știu, nu sunt atât de sigure vaccinurile, cred că e de preferat să lase părinții să și aleagă singur dacă vor sau nu chestia asta. Nu cred că este nevoie. Nu poate să te oblige ca să-ți vaccinezi copilul sau nu. Este dreptul tău să alegi dacă vrei sau nu să-ți vaccinezi copilul. În același timp sunt mame cărora li se pare în regulă introducerea obligativității vaccinării și totodată sancționarea nerespectării ei. Sunt de acord. Eu mi-am vaccinat copilul, așa că nu mi se pare nimic greșit în asta. Credeți că e nevoie de o astfel de măsură? Nu, dar nu mă deranjează pe mine, pentru că eu vaccinând un copilul chiar n-am nimic de obiectat. Foarte bine, e important lucrul acesta. Credeți că e nevoie de o astfel de măsură ca părinții să înțeleagă ce e important? Da. Sigur că da, e foarte important vaccinul și trebuie să înțeleagă lucrul acesta, trebuie să ducă copiii.
Sancțiunile pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor diferă de la un stat la altul. În Slovacia, amenda este de până la 200 de euro. În plus, copiilor nevaccinați fiindu-le refuzat accesul în grădinițele de stat. În Cehia, amenda ajunge până la 280 de euro, în timp ce în Ungaria, sancțiunea pecuniară ajunge până la 15.000 de dolari. În Franța, sancțiunea este de amendă până la 30.000 de euro și închisoare de până la 2 ani. În Lituania, începând din 2016, nu vor mai fi acceptați la grădinițele de stat copiii care nu au făcut toate vaccinurile conform calendarului. România a fost reprezentată și anul acesta cu cinste la concursul internațional de robotică Robo Challenge, care a avut loc la Viena în zilele de 11 și 12 aprilie. Din echipa care a mers la concurs au făcut parte și 4 studenți giurgiuveni, alături de ei fiind și directorul TV Giurgiu, Petre Slăvescu. La Robo Challenge este vorba nu de o luptă a roboților, ci de o luptă a inteligenței. Roboții aflați în concurs fiind rezultatul muncii celor mai talentați studenți din 10 de țări. Anul acesta au participat la concursul de la Viena echipe din 40 de țări cu aproape 650 de roboți. Dincolo de clasament, dintr-un astfel de concurs câștigă toți participanții. Nu mergem la acea competiție pentru a ne lupta ca o luptă de karate sau o luptă, eu știu, de altă natură. Este o luptă a inteligenței acolo, este locul unde robotul spune ce ai greșit, ce nu știi suficient de bine, ce nu ai implementat, ce mai trebuie făcut. Iar pentru mine, capitalul numărul 1 al acestui concurs este bagajul de cunoștințe pe care noi îl dobândim în urma acestei experiențe. Studenții români au fost la Viena într-un fel și ambasadori ai României, cel puțin în domeniul despre care vorbim. Astfel, ei au invitat pe reprezentanții mai multor țări să vină la București în toamna acestui an. Vreau să spun că la campionatul național de robotică, care va avea loc în noiembrie 2015 la București, am invitat și Mexic, am invitat și Japonia, am invitat și Letonia, pentru a introduce și Bucureștiul, respectiv România, în acest circuit al roboticii. Mai multe amănunte despre concursul internațional Robo Challenge, care a avut loc la Viena, și despre participarea echipei României la acest concurs, puteți afla din ediția specială din această seară la TV Giurgiu. Scăderea TVA-ului la 9% pentru alimentele de bază ar putea reprezenta un beneficiu doar pentru comercianți, nu și pentru clienți. În timp ce reprezentanții guvernului sunt de părere că măsura îi va ajuta în special pe cei cu venituri mici, o parte din comercianții acestor produse spun că reducerea la 9% a TVA-ului nu se va regăsi și în prețul de vânzare. Guvernul a decis prin ordonanță de urgență reducerea cotei TVA de la 24% la 9% pentru toate produsele agroalimentare. Măsura va fi aplicată de la 1 iunie 2015. TVA-ul va fi redus la toate alimentele fără diferențieri pentru o aplicare simplificată, dar și la băuturile non-alcoolice și serviciile de alimentație publică. Reprezentanții guvernului au adoptat această măsură pentru a-i ajuta atât pe comercianții acestor produse, cât și pe clienții cu venituri mici, însă de ea vor profita doar o singură tabără, cea a comercianților. O parte dintre aceștia spun că sunt de acord cu reducerea TVA-ului, însă nu vor ieftini produsele. În ce măsură vă ajută scăderea TVA-ului la 9% la produsele de bază? Nu știu, vedem cum o fi și ce o fi. Vedem ce... Veți ieftini produsele? Să le mai ieftinim? Păi și noi cu ce ne mai alegem? Cu experiență? Cu ce ne mai alegem? Că muncim de la 5 până la 12 noapte. Cu ce mai ne alegem decât că venim pe piață? Nu ne ajută, nu ne ajută, nu. E o decizie foarte bună, mai ales pentru noi cumpărătorii. O să se ieftinească carnea, pâinea, produsele de bază. Și o decizie foarte bună. Dumneavoastră, vă comercializați legume proaspete. Există vreo posibilitate ca odată cu scăderea TVA-ului la 9% să ieftiniți marfa? Nu, la noi țărani nu e nicio posibilitate. Și așa e destul de ieftină. Cât ne costă și sămânță și muncă și astea sunt făcute la solarii și folie și de toate, nu.
Dacă agenții economici ce comercializează brânză și legume sunt de părere că odată cu reducerea TVA-ului prețul nu e musai să fie scăzut, nu de aceeași părere sunt comercianții de carne. Aceștia spun că odată ce prețul va fi scăzut, vânzarea va crește. Suntem foarte încântați. Noi așteptam să se întâmple lucrul ăsta anul viitor, dar ei văd că s-au ținut de promisiune și ne-au făcut o surpriză. Suntem încântați pentru că, ce să zic, carnea și produsele din carne e un aliment nelipsit de pe masa românilor și vă dați seama, scăderea TVA-ului o să se resimtă și în buzunarele cumpărătorilor. Noi sperăm că o să fie mult mai bine, vânzările o să crească, prețul la vânzare o să fie puțin mai mic decât până acum, nu foarte mult, dar o să se cunoască ceva în buzunarele clienților și sperăm să o țină tot așa. Evaziunea fiscală se va diminua cu această ocazie? Absolut. Absolut, pentru că una e să plătești 24% și una e să dai 9%. Deci cu siguranță cred că o să scadă la minim în privința asta. De la 1 iunie, guvernul va verifica prin toate structurile instituționale dacă cele 15% se reduc din preț și nu doar cresc profitul unor comercianți. Alături de celelalte măsuri din codul fiscal, guvernul susține reducerea generală a TVA-ului la 20% de la 1 ianuarie 2016. Hoții din Giurgiu s-au reprofilat și au ajuns să fure orice le cade în mână. Mai nou, în zona Bălanu și Bălănoaia au furat împrejmuirile unor capturi de apă. După furturile din sistemul de alimentare cu apă, mai nou Apaservice SA trebuie să facă față altui fel de hoție. Este vorba despre furtul împrejmuirilor de la captările de apă, care securizau puțurile de mică și mare adâncime din zona localităților Bălanu și Bălănoaia. Pe zona Bălanu și Bălănoaia, pe câmp, unde avem captările de mică adâncime și unde au fost investiți bani pentru reabilitarea captărilor și cu toate sistemele care țin de o captare, începând de la pompe și terminând cu împrejmuirea, ne-au fost furate împrejmuirile. Societatea are un sistem de alarmare care alertează dispeceratul de la Giurgiu, dar nu are capacitatea de pază pentru toate puțurile de pe raza județului. Nu avem capacitatea să asigurăm pază la cele 40 de puțuri de mică și mare adâncime situate în extravilanul Giurgiului. Deci nu avem capacitatea să asigurăm pază. Avem un sistem de alarmare care ne dă semnalul în dispecerat, dar până ajunge acolo hoții s-au și dus. Hoții au furat 10 de metri de gard, plasă sudată și stâlpi, iar paguba se ridică la peste 200 de milioane lei vechi. Conducerea Apaservice a anunțat Inspectoratul Județean de Poliție și speră să își recupereze paguba. Profesorii care îndeplinesc condițiile necesare pot ocupa una din cele 20 de funcții vacante de inspector școlar. Aceștia au timp până în data de 5 mai să se înscrie la concursul organizat de Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu anunță scoaterea la concurs a 20 de funcții vacante de inspector școlar. Cadrele didactice care doresc să candideze trebuie să îndeplinească o serie de condiții. În primul rând, candidații trebuie să fie titulari, să aibă studii superioare și să nu fi fost sancționați disciplinar. O altă precizare legată de funcția de inspector școlar pentru învățământul preșcolar este aceea de a fi absolvit cel puțin ciclul 1 Bologna și să aibă funcția didactică de profesor pentru învățământul preșcolar, aceeași precizare și pentru funcția de inspector pentru învățământul primar. Dosarele de înscriere se depun la sediul inspectoratului în perioada 27 aprilie-5 mai. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 20 mai-5 iunie. Graficul desfășurării concursului, cu specificarea programului zilnic și a locului de desfășurare, se vor afișa în cel mult 3 zile înaintea de prima zi a sesiunii de concurs. Metodologia de concurs, tematica, bibliografia de concurs, declarația pe propria răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar, precum și lista documentelor necesare înscrierii la concurs, se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Primăvara culturală giurgiuveană continuă cu un festival ce a avut mare succes la fiecare ediție. Duminică sunteți invitați să urmăriți Festivalul Național Interconfesional de Muzică Corală Religioasă cu participare internațională Lumină din Lumină.
Ateneul Nicolae Bălănescu va fi duminică gazda celei de-a 6-a ediție a Festivalului Interconfesional de Muzică Corală Religioasă Lumină din Lumină. Ediția de anul acesta se anunță una de mare interes, mai ales că și-au anunțat participarea numai puțin de 13 grupuri corale, dintre care 4 coruri sunt de copii. Ca în fiecare an, festivalul este organizat de Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu, în colaborare cu Centrul Cultural Ion Vinea. Și de această dată avem bucuria să avem pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu la Giurgiu corul din municipiul și județul Giurgiu, corul din Călăraș, București, dar și corul din Bulgaria. Bulgarii s-au atașat foarte mult de noi și an de an vin la noi la festival. Din Giurgiu participă 4 coruri. Este vorba despre corul de copii Melos al instituției organizatoare, corul Harfa Dunării al profesorilor condus de Gheorghe Nițescu, corul Soli Deo Gloria al Bisericii Adventiste și, ca în fiecare an, va participa și corul din Trestieni, cor reunit din corul de copii Doruleț și corul cadrelor didactice. Festivalul își propune să aducă pe scenă coruri de diferite confesiuni. La noi la festival vin coruri de diferite confesiuni și avem coruri ale bisericii ortodoxe, coruri catolice, coruri adventiste, baptiste, dar și coruri care nu sunt afiliate unor biserici și care au un repertoriu prelucrări corale religioase. Invitația pentru duminică ora 17 este una pentru toți giurgiuvenii care îndrăgesc muzica de acest fel. Intrarea în sala de la Ateneul Nicolae Bălănescu este liberă. Peste 60 de bilete de tratament sunt disponibile în prezent pentru pensionarii giurgiuveni care doresc să își petreacă un sejur într-o stațiune balneară. Acestea sunt alocate pentru seria numărul 5 și a fost valorificat până în prezent mai mult de jumătate din numărul total primit. Covazna, Pucioasa, Olănești și Amara sunt stațiunile în care giurgiuvenii care au solicitat obținerea unui bilet de tratament își petrec în această perioadă un sejur balnear. Sezonul vacanțelor balneare a început de la jumătatea lunii februarie, iar în prezent reprezentanții casei de pensii Giurgiu se află în curs de valorificare a biletelor de tratament pentru seria 5-a. Din biletele alocate acestei serii au fost valorificate până în prezent mai mult de jumătate. Pentru anul 2015, la nivelul casei județene de pensii Giurgiu, au fost alocate un număr de 2199 de bilete de tratament structurate pe 19 serii. În momentul de față valorificăm seria 5 pentru anul 2015 cu plecare din data de 21-22 aprilie 2015. Pentru seria 5 din anul 2015 avem alocate un număr de 66 de bilete, valorificate până în această oră fiind 32. Pot beneficia de bilet de tratament balnear pensionarii sistemului public de pensii, asigurații sistemului public și beneficiari ai unor prevederi de legi speciale care au dreptul la bilet de tratament balnear din sistemul public, și anume veteranii sau văduvele veteranilor de război, persoanele cu handicap și revoluționarii. Pentru că de la data de 1 februarie 2015 în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate de către asigurații și furnizorii de servicii medicale, pensionarii trebuie să știe că la prezentarea în stațiunea balneară trebuie să aibă asupra lor cardul de sănătate activat la medicul de familie și să cunoască codul PIN al acestuia. Într-un sătuc sărac de la granița cu Ucraina avea să se nască în aprilie 1894 cel care va conduce Uniunea Sovietică până în 1964 după moartea lui Stalin. Pe numele său complet, Nikita Sergeevici Hrușciov, liderul sovietic, și-a asigurat accesul la putere prin înlăturarea adversarilor, iar după ce la rândul ei a fost înlăturat, a petrecut 7 ani în arest la domiciliu. Nikita Sergeevici Hrușciov s-a născut în aprilie 1894 în Kalivnovka, a făcut parte dintr-o familie de țărani sărați și acest lucru l-a obligat ca toată viața să fie un autodidact. A reușit să se califice și să lucreze ca mecanic în mină până să ajungă să conducă destinele Uniunii Sovietice, lucru care se întâmpla după moartea lui Stalin. Hrușciov avea să-și înlăture adversarii și astfel accederea către putere începea. În calitate de conducător al fostei URSS, s-a remarcat pentru destalinizarea țării, pentru susținerea primelor progrese ale
programului spațial sovietic și pentru câteva reforme de un relativ liberalism în unele arii ale politicii interne. De partea cealaltă, Hrușciov a contribuit la epurarea unor prieteni din regiunea Moscova, a întreținut războiul rece și a înnăbușit revolta anticomunistă din Ungaria anului 1956. Ceva mai târziu se declara foarte supărat și pe români, conduși în acea vreme de Gheorghe Udej. La începutul anilor 60, liderul sovietic Nikita Hrușciov avea cel puțin două motive pentru a fi supărat pe liderul comunist român Gheorghe Gheorghe Udej. Un prim motiv era acela că România lui Dej păstrase relații foarte bune cu Republica Populară Chineză a lui Mao Zedong. Aceasta, deși între comuniștii sovietici și cei chinezi se pornise un adevărat război al declarațiilor. Iar al doilea motiv de supărare pentru Hrușciov era acela că Gheorghe Gheorghe Udej dorea să industrializeze România, o țară pe care liderul sovietic o vedea mai curând ca pe o grădină. Hrușciov a condus destinele Uniunii Sovietice între 1953 și 1964, iar debarcarea sa de la putere s-a produs ca urmare a unei lovituri de stat la nivelul conducerii URSS, mai precis în octombrie 1964. Îndepărtarea s-a produs printr-o manieră asemănătoare cu cea abordată de însăși Hrușciov, pe vremea când își îndepărta adversarii, numai că el, Nikita Sergeievici, era obligat să petreacă 7 ani de arest la domiciliu. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile TV Giurgiu. Urmează sport, meteo, o ediție specială, iar apoi emisiunile Iluzii, Prejudecăți, Perspective și Suflet Tânăr. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend plăcut! Bine v-am regăsit la știrile din sport. La meciul de mâine cu Viitorul, Dorinel Munteanu nu va conta pe Budescu și Junior Moraes. Din vară, Astra Giurgiu ar putea să nu mai beneficieze de serviciile celor doi și nu numai ale lor. Clubul nu a mai prelungit contractele multor jucători, iar multe echipe sunt acum cu ochii pe giurgiuveni. Astra Giurgiu și FC Viitorul se întâlnesc mâine de la ora 18 în al 8-lea meci dinaintea finalului de campionat. Lista jucătorilor indisponibili s-a redus față de meciurile trecute. Denis Alibek a revenit la antrenamente, Fatai funcționează la capacitate maximă, Laban și Ahaia se simt și ei mai bine, iar Tembo a reluat antrenamentele cu echipa după ce a suferit o accidentare într-un meci amical. Capitanul echipei, Constantin Budescu, este mare absență pentru meciul de mâine. Acesta n-a jucat nici în meciul cu Steaua, fiind accidentat încă din partida cu Pandurii Târgu Jiu de acum 2 săptămâni. Budescu nu putem să fim să mă bazez pe el, fiindcă probabil că numai de lunea viitoare va începe antrenamentul cu individual și pe aceea cu echipa. Până atunci nu pasă. Are o leziune, nu știu dacă v-a spus doctor, are o leziune fibrilară și de-aia nu poate să fie în lot. Nici Junior Moraes nu se va afla pe foaia de joc a meciului cu Viitorul, deoarece este suspendat. Dorinel Munteanu are însă înlocuitor pe măsură. Am mai multe soluții. Pinto, Rus, am mai jucat funda stânga, chiar Iso poate juca cel funda stânga. Văd, până la ora jocului se schimbă foarte mult în ideea de start. Da, sunt jucători foarte importanți. O să găsim înlocuitori, cu siguranță. Avem mulți jucători valoroși la Astra și cu siguranță se vor găsi și înlocuitori pentru aceștia. Astra are deja de gând să scape de jucătorii cei mai importanți din vară. Deja Steaua ia ochii pe Budescu și pe Silviu Lung Junior, jucători evaluați la aproximativ 5 milioane de euro împreună. La fel, Junior Moraes și Dea Morim sunt puși pe lista jucătorilor transferabili, alături de Ben Youssef, care este urmărit de ceva vreme de oficialul lui Girondin de Bordeaux. Totuși, contractele acestora sunt scadente în vară, iar Astra le-ar putea da drumul gratis.
Dunărea Giurgiu ar putea urca pe locul 4 dacă Mihai Viteazul Călugăren se încurcă la Colibaș. Elevii lui Gheorghe Țațără trebuie să câștige pentru a profita de avantaj, dar nu va fi ușor. Dunărea primește vizita lui Spicul Izvorul, cea care a reușit surpriza etapei trecute când a învins-o pe Unirea Izvoarele. Mâine va avea loc etapa a 19-a Ligii a 4-a județene, iar Dunărea Giurgiu dă piept cu cea care săptămâna trecută a realizat surpriza ediției. Spicul Izvorul vine la Giurgiu cu ambiție și dorința să o întreacă pe Dunărea în clasament, fiind la doar 2 puncte distanță de dunăreni. Săptămâna trecută, Spicul a învins pe Unirea Izvoarele și a oferit o mână de ajutor pentru Arsenal Malu, care a trecut pe primul loc în seria de sud. Pentru noi e un meci foarte important din două puncte de vedere. Și acesta, că dacă vom câștiga, ne putem distanțat de cei de la Spicul Izvorul și totodată avem șansa prin jocul rezultatelor să urcăm și pe poziția 4-a. Dunărea ar putea profita în etapa aceasta deoarece Mihai Viteazul Călugăreni, cea care stă în fața giurgiuvenilor la 3 puncte distanță, are deplasare grea la Colibaș, iar o înfrângere acolo ar propulsa-o pe Dunărea pe poziția 4-a și s-ar distanța și de Spicul Izvorul. Băieții sunt motivați, exact cum a spus, și pentru urcarea locului pe locul 4 al clasamentului. Sperăm că vor da totul exact cum a fost meciul de la Călugăreni, unde a revenit de la 1-0. Dunărea are toți jucătorii apți și motivați de victoria obținută etapa trecută la Călugăreni cu scorul de 2-1. Liderul campionatului Arsenal Malu primește vizita lui AS Prundu de pe locul 11, iar Unirea Izvoarele speră să șteargă rușina din etapa trecută cu Voința Slobozia pe teren propriu. Nu doar Hagi are o echipă de viitor, și Giurgiu are o asociație de fotbal pentru copii denumită Viitorul Giurgiu. O grupă de copii a acestui club a câștigat turneul Cupa Iepurașului în București. Viitorii fotbaliști evoluează săptămânal în campionatul din capitală. S-au apucat de fotbal în urmă cu 2 ani, iar de atunci și până acum, copiii de la Viitorul Giurgiu s-au antrenat bine și evoluează în campionatul municipiului București, deoarece la noi în oraș nu se organizează un campionat pentru copii. Micii fotbaliști de la Viitorul Giurgiu au participat cu ocazia vacanței de Paște la Cupa Iepurașului, organizată tot în capitală, pe care au și câștigat-o. Avem copii de la 2005 până la 2010. Am participat la această competiție cu grupa de 2006, am considerat noi că ei sunt cei mai reprezentativi și cei mai în formă la acest moment să participe la o cupă. Viitorul Giurgiu a primit invitația de a participa din partea școlii de fotbal a lui Adrian Bumbescu, fosta Gloria Stelei. Giurgiuvenii s-au impus în finala turneului cu scorul de 8-2 în fața echipei Tandem București. La antrenamentul de ieri seară au adus trofeul și medaliile câștigate și să se laude în fața părinților. Am participat la Cupa Iepurașului. Și ce ați făcut acolo? Am câștigat locul întâi cu niște jucători prea buni. Colegii tăi din spate? Colegii mei au muncit foarte mult, au dat toată munca ca să câștige. Primul trofeu al vostru? Da, primul trofeu al 2006, grupa 2006. Ce vă propuneți voi pe viitor? Ce vreți să... Să câștigăm mult mai multe trofeuri. Uștii de la Viitorul Giurgiu au atras atenția și altor organizații. Avem doi copii împrumutați până în vară la Liceul Sportiv Mircea Eliade din București, care este a doua echipă a clubului Steaua, cum ar veni. Giurgiuvenii au fost invitați să participe la Cupa Clinceni din perioada 24-26 iulie, un concurs ce se dorește a fi cel mai important turneu de fotbal pentru copii din Europa de Est și este înscris în programul de dezvoltare al fotbalului emis de FRF pentru perioada 2015-2020. Sperăm să facem față. Acolo este un adevărat test pentru copii și pentru noi ca antrenori. După turneu, o să plecăm în luna august, la începutul lunii august, încă n-am stabilit data exactă, o să plecăm într-un cantonament la mare cu copii. Atât din sport pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez un weekend cât se poate de frumos. La revedere! Weekend.
curent, vremea se va răci accentuat în nordul, vestul și nord-vestul țării, astfel că valorile termice vor fi mult mai mici față de normele climatologice specifice acestei date, în timp ce în sud și în sud-est temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, chiar dacă vor marca o scădere și în aceste zone. În prima parte a intervalului vor fi ploi locale, slab în Bana, Transilvania și Moldova, iar după orele amiezei, instabilitatea atmosferică se va accentua în sud și în sud-est. Vor fi averse și descărcări electrice pe arii extinse în Muntenia și în Dobrogea, unde cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 21-22 de grade în lunga Dunării. Și la Giurgiu cerul se va înnora și vor fi condiții de ploaie, mai ales spre seară și noaptea. Temperaturile nu vor fi însă prea scăzute, sunt așteptate maxime de 22 de grade la Giurgiu și Hotarele și 20-21 de grade la Mihăilei și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 28 de km pe oră din direcția vest. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 53%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-12 cm, cota probabilă fiind 377 cm.